Mai de mult, creștinii în lume erau călători spre o țară. Cum de azi își fac palate într-o lume așa murdară? Mai de mult, veneau creștinii la închinare bucuroși. Cum de azi cu șapte care stau acasă tacticoși? Mai de mult era credința aur din Sfânta Scriptură. Cum de azi credința e rară, toți aleargă după zgură. Nicovala nu se teme niciodată de ciocan, Biblia nu se îndoaie sub barosul lui Satan. Mai de mult le era groază credincioșilor să spună vreun cuvânt sucit de bârfă, vreo sudalmă sau minciună. Cum de azi nu-i nicio teamă de vorbirile de rău, de câlcevi și anonime adunate la hârdău. Mai de mult era o râvnă între sfinți să fie pace, cum de azi s-au lipit păduhii de ale sfinților cojoace. Mai de mult era dorința toți să ajungem misionari, misionari. Cine ne-a schimbat consoana să ne vrem milionari? Mai de mult trăiau creștinii după Biblie în pace. Cum de azi i-am omit lumea să se poarte cum le place? Mai de mult era o grijă cei aleși să fie sfinți. Unde s-a pierdut podoaba prețioasei umilinți? Mai de mult era respectul pentru ziua de închinare și stăteau înaintașii ore întregi la adunare. Azi în grabă predicuța și apoi fuga drept la meci. Pentru Domnul doar o oră, pentru idol 20. Unde-i cornea cu desaga și cu Biblia în mână? Unde-i berbecar să stoarcă lacrima în limba română? Unde-i tașcă, unde-i mârza, vica, șclepea sau brumar? Unde ne sunt azi eroi pentru brazdă și altar? Mai de mult la rugăciune se simțea o adiere, Duhul Sfânt sufla în inim flacăra lui de putere. Unde-i acel vai de mine că sunt mare păcătos? Unde-i mirul pocăinței în urmașii lui Hristos? Mai de mult chema profetul oamenii la pocăință și ne îngrămădea norodul la Iordan cu umilință. Dar Ioan Botezătorul nu cruța niciun păcat. Și era Ioan el însuși, omul vrednic de urmat. Mai de mult, cântarea sfântă se cânta în straie sfinte, ca o jertfă pentru Domnul dintr-a dragostei fierbinte. Cum de azi jazzul din lume, muzica de rock and roll a ajuns bisericească. Sac dulceag de vitriol. Mai de mult era dorința să fim mărturie vie. Cum de azi creștinul tace ca o cioară în golivie. Mii de mii înaintea noastră pentru Domnul au trăit, oare noi nu vrem cununa celor care au biruit? Unde-i glasul de aramă ca un clopot în vecernii să ne cheme la sfințire astăzi și pe noi, modernii? Unde e măcar ecoul furișat printre copaci când spunea învățătorul, ferice de cei săraci? Mai de mult erau creștinii contopiți într-o iubire și trăiau prin Duhul Slavei într-o bună învrățire. Se slujeau unii pe alții, proslăvind pe Dumnezeu. N-auzeai atâta vorbă
Eu și eu și eu și eu. O, Iisuse preaslăvite, adu vremi de cercetare, ca biserica ta sfântă să trăiască în ascultare, ca atunci când era una sfântă, toată la un loc, snop de dragoste și pace, iar tu însuți la mijloc. Doamne, șterge vorba tristă, mai de mult era odată, vrem să așteptăm din tine lucruri noi, ca niciodată, să fim iarăși o simțire, sfinții toți un singur gând, glorioasa împărăție ridicată pe pământ. Oare când va fi strigarea, iată mirele fiți gata, să ne ridicăm la slavă, cu urale, Maranata, îmbrăcați în haine albe, în subțire și curat, o biserică slăvită, sfântă și fără păcat. Se aude în toiul nopții freamăt nou, ca de trezire. Avem candelele aprinse, te așteptăm, slăvite mire. Lasă Duhul Sfânt să crească dragostea aprinsă în noi, astfel să ne pregătească pentru ziua de apoi. Doamne, trezește România la eroismul credinței, la un eroism adevărat, un eroism al smereniei, al sfințeniei și al cuvântului Tău care e veșnic și rămâne în viac. Numele Domnului să fie slăvit și pentru seara aceasta, care pentru mine a fost ca un sărut al lui Hristos Domnul pe un obraz scuipat și blestemat de alții. Domnul să vă binecuvinteze și să dea putere bisericii ca într-adevăr să se vadă că în România trăiește cel care e viu în veci de veci și nu moare. E biruitorul Hristos Domnul, cel care a murit pentru noi și trăiește și ne așteaptă în glorie. Numele Domnului să fie binecuvântat în toate. Amin. Amin.